Mănăstirea Noul Neamț din satul Chițcani, raionul Slobozia din stânga Nistrului, a primit în dar câteva hectare de pământ și două iazuri în folosință de la doi oameni de afaceri din localitate. Darul oferit lăcașului, care se află în subordinea Mitropoliei Moldovei, a fost făcut cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la fundarea mănăstirii. Mitropolitul Vladimir s-a deplasat la mănăstirea pentru a primi cadoul făcut de antreprenori. Mitropolia Moldovei informează că la Chițcani a avut loc și o slujbă religioasă. Comunitatea monahală de la Chițcani a numit un administrator pentru terenuri pe care se va înființa și o mănăstire de maici.